Biserica Iancu Vechi Mătăsar este singurul lăcaș de cult din București ocrotit de sfinții mari mucenici Eustație și soția sa Teopista cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist. Aceștia vor fi prăznuiți mâine în biserica noastră. În întâmpinarea sărbătorii, comunitatea din sectorul 2 al capitalei s-a reunit în această seară în rugăciune și a participat la o procesiune pe străzile din jurul bisericii. Zilele hramului Bisericii Iancu Vechi Mătăsare au început încă de sâmbătă la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Astăzi, în ajunul sărbătorii Sfinților Ocrotitori, clericii și credincioșii s-au reunit în lăcașul de cult și au înălțat rugăciuni în cadrul vecerniei. După slujbă a avut loc o procesiune pe străzile din jurul bisericii cu racla care adăpostește fragmente din moaștele Sfinților Mari Mucenici Eustație și soția sa Teopista cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist. Comunitatea de credință de la Biserica Iancu Vechi Mătăsar din București este în sărbătoare, pentru că astăzi și mâine avem o serie de evenimente liturgice și culturale consacrate ocrotitorilor bisericii noastre, și anume Sfinții Mari Mucenici Eustație, Teopist, Agapie și Teopist. În această după-amiază am oficiat slujba vecernii cu litia, apoi am făcut o procesiune în jurul bisericii cu racla în care păstrăm ca un odor de mare preț părticele din Sfintele Moaște ale Sfinților Mari Mucenici Eustație, ale soției sale Teopista și a celor doi fii, Agapie și Teopist. Și în finalul primei zile de sărbătoare îi cinstim pe Sfinții Ocrotitori prin muzică, printr-un concert de excepție care a avut loc pe treptele bisericii, susținut de corul de copii al parohiei Tâncăbești din județul Ilfov și de corul mixt Canticum, dirijat de domnul Răzvan Rădos, care este dirijorul corului de copii Radio, cor susținut și promovat de parohia Iancu Vechi Mătăsari. În ziua de sărbătorire a Sfinților, 20 septembrie, dimineața vom oficia slujba utrenii, iar de la 9:30 Sfânta Liturghie, iar în final vom oficia slujba parastasului pentru ctitori, slujitori și membrii acestei comunități care nu mai sunt în această viață. Invităm pe toți credincioșii din București să participe la bucuria sărbătorii noastre. Ce vă atrage aici la Biserica Iancu Vechi? Locuim în zonă, suntem în parohia, facem parte din parohia bisericii, venim la slujbe duminica, și când sunt sărbători la fel importante. Deci face parte din viața noastră de zi cu zi. Și cu atât mai mult această zi importantă din viața parohiei, când îi sărbătoriți pe ocrotitori. De asemenea, o sărbătoare mare, ctitorii acestei biserici considerați, și sunt unici prin prezența lor. Pentru mine este locul în care îmi regăsesc liniștea sufletească, mă gândesc la Dumnezeu în alte repere, să spun. Aici l-am descoperit mai mult decât în altă parte și mai profund. Îmi place că la fiecare an mai adaugă câte ceva. Cel mai mult îmi place că încurajează tinerii. La final, pe treptele bisericii a avut loc un concert susținut de corul Canticum, dirijat de Răzvan Rădos, și corul de copii al parohiei Tâncăbești.